Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un videoclip din FS19. De pe mapa Dumești suntem cu noile achiziții la lucru, cu un Horse Joker 6 cătân, adică ăsta, care este un fel de cultivator plus sprayer. Așa scrie și în meniul, în magazinul jocului. Și un John Deere 7430 Premium John Deere. Am vrut să băgăm un puț, vedem cum se comportă la muncă. Noi, în momentul ăsta, punem rapiță. Punem așa, Gata, începe să și semene, vedeți? Seamănă și rapiță. Cultivatorul în sine are undeva la 6 metri. Aici am. Și are decât iarbă, ridic și rapiță. Da. Cum ar fi cultivatorul ăsta, nu te mai chinui să discui. Pentru că el are și opțiunea să și discui, să și semeni. Și nu te mai chinui. Și acum întrebarea mea este, în realitate există așa ceva? Să spuneți voi în comentarii, că eu habar n-am. Și, apropo, am scos modul cu mâna. Că nu prea mi-eșeau screenshot-urile frumos. Și da, l-am și scos. Nu va face mult pot, așa frumos, că... Da. Deci astea sunt noile mele achiziții pe 2021. O să urmez mai multe, dar să vedem când vor mai apărea diferite moduri. Mișto, ce bineînțeles. Oricum o să-l ținem în ferma noastră. Așa, pe terenul ăsta am pus rapiță. Bun, vârbă. Hai să punem și noi, spunem și niște iarbă pe terenul ăsta la altul. Să avem și noi, da. Deci am pus rapiță, acum punem iarbă. Să meargă treaba bine, punem și iarbă ca să avem ceea ce cosim. Chiar nu știu, există așa utilaje în viața reală care și seamănă și discuri în același timp? Chiar nu știu, să puteți voi în comentarii. Bără, să pusiți butonul ăla de like. Oricum, nu pun ridic, n-am nevoie de ridic, dar în acolo nu pun nicio ridic, n-am nevoie de ridic. Dar văd că se consumă ceva. Așa, ăsta o să fie terenul de iarbă, ăsta de rapiță. Ca să le... Deci, tractorul acesta o să rămână la noi în fermă. În videoclipul viitor o să facem fermă. Pe mapa Dumești. Ca să nu ne mai... Așa o să facem fermă direct de pe mapa Dumnezeu, unde mai... Părgăm și undeva ăsta. După aici.
O să mai, cred că o să mai iau un tractor John Deere, dar să vedem de care o să luăm. Așa ceva cu plug. În caz de ceva să sărăm.